La data de 6 octombrie, la Nisporeni, a fost semnat acordul de colaborare între Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova și Consiliul Raional Nisporeni. Valeriu Lazar a subliniat importanța obiectivelor comune de suport pentru dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii. Noi suntem o instituție de interes public, ne-a creat statul cu ceva timp în urmă și ne-a mandatat două misiuni care sunt, de fapt, în tot întreg. Prima misiune, sau prima parte a mandatului, este cea de reprezentare. Noi suntem obligați și onorați, de fapt, conform legii, să reprezentăm interesele mediului de afaceri din Republica Moldova în raport cu autorității, la nivel central, la nivel local. Totodată, președintele Camerei de Comerț și Industrie a invitat agenții economici să participe activ la evenimentele de afaceri organizate de Camera de Comerț, precum sunt seminarele, training-urile de instruire atât în țară cât și peste hotare, diversele stagieri pentru manageri, misiunile de afaceri și expoziții. Datoria noastră este să vă dăm posibilitatea să participați în țară peste hotare la expoziții, la diferite misiuni de afaceri, la diferite stagieri. Ori asta înseamnă, în primul rând, trebuie să comunicăm cu dumneavoastră. Dumneavoastră trebuie să știți, cunoașteți despre asemenea programe care le avem noi. Trebuie datoria noastră să vă informăm, să vă ajutați să aplicați la alte programe care nu sunt ale noastre, dar sunt în Republica Moldova. Deci datoria noastră să vă ajutăm să vă găsiți parteneri, să vă vindeți mărfurile. Și datoria noastră este să-i ajutăm pe cei care doresc să-și găsească investitori pentru ideile lor. La finalul vizitei a fost semnat acordul de colaborare cu Consiliul Raional Nisporeni și instituția condusă de Valeriu Lazar. Aceasta vizează principiile de colaborare dintre autorități care ar duce la dezvoltarea mediului de afaceri din raionul Nisporeni.